Debitul Dunării a atins un maxim de 7400 de metri cu pe secundă și va fi în scădere în perioada imediat următoare, însă specialiștii apelor române continuă monitorizarea întrucât durata de propagare a viiturii pe sectorul românesc va fi de cel puțin 7 zile. Conform prognozei reactualizate la această oră, colegii de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărie a Apelor Dunăre atinge astăzi un maxim de 7400 de metri cu pe secundă și va fi în scădere în perioada de timp imediat următoare. Aceste debite vor putea fi tranzitate cu siguranță pe sectorul românesc. Continuăm monitorizarea nivelurilor și a debitelor Dunării, întrucât durata de propagare a viiturii pe sectorul românesc va fi de cel puțin șapte zile. În tot acest timp, linia de apărare împotriva inundațiilor va fi supusă o perioadă în delungată presiunii crescute ale apelor Dunării. Se arată într-o postare pagina Administrației Naționale Apele Române. În acest context, notează specialiștii, apelor române s-au realizat consolidări ale digurilor de la Islaz, moldoveni, în zona de confluență a Oltului cu Dunărea. Apele române Olt, la Prundu, județul Giurgiu, apele române Argeș Vedea. Și în zona localității Baital, pe brațul Borcea, județul Călăraș, apele române Buzău-Ialomița, unde se continuă și la această oră consolidarea digului administrații naționale Apele Române, în ultimele 24 de ore s-au înregistrat la mai multe stații hidrometrice precipitații de peste 50 de litri pe metru pătrat, dar acestea nu au condus la depășirea cotelor de apărare. În zona județului Galați s-au înregistrat precipitații de peste 50 de litri pe metru pătrat. În aval de zonele afectate care nu au generat evenimente hidrologice neprevăzute, precizează Apele Române, relatează antena 3.ro.